Dani a fost invitat să părăsească casa Mireasa pentru că știți că s-a făcut atâta vulvă cu acel bilețel trimis de Dani către Diana când era ziua lor de cuplu și că ar fi încălcat regulamentul. Din punctul meu de vedere, au fost mulți mai mulți care au încălcat regulamentul și mă refer aici la discuțiile acelea cu injurii și așa mai departe și bănuiesc că acelea ar fi trebuit sancționate mult mai drastic de atât. A fost o farsă făcută de doamna Simona pentru Dani și anume l-a pus să îmbrățișeze pe Diana și apoi a spus părăsești casa Mireasa. Evident că Dani a început să plângă, a început și Diana, băi, dar Dani chiar plângea, adică chiar și doamna Loredana a început să plângă. Ea cam debusolat un pic acest lucru.